Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, hai! Veniți ușor aproape, dragi prieteni! Bine ați venit pe Haplea! Avem aici așa... O ciula mea, uitați-vă cum arată, dragii mei! Da și voi, încurajați-mă, că nu mai pot! Astăzi vă și povestesc la masă, bineînțeles, o vărzică frumos, corectă, corespunzătoare. Viața bate filmul de 2-3 luni să ne dormit, vai de capul meu! Am fost cu amor în spital. Spune, amore, cum era, cum a fost în spital? Ți-a plăcut spital? Mi-a fost greu. Ți-a fost greu? Fără voi, da. Ma. Când m-a luat salvarea, când m-am urcat în ea, vai de cap meu. Te-a luat salvarea? Mi se pare că plecam așa și plecam cu inima sfârșiat așa. Că nu aveai copii, nu aveai prunc cu tine, a? Pe tine și pe prunc, pe amândoi. Vel. Cum ești rămas la jubil? Da, ai plecat. Cum s-a întâmplat? Eu cred că de panică, fac atacuri de panică tu. Te-a luat atunci frezoanele că tu răcește copilul. Bine, îi spuneam, bă, amor, lasă-mă că n-are treabă copilul nimic. I-ai pus termometru, atunci eu cred că pe bază de nervi ți-ai făcut asta, ți-ai făcut atacul de panică, s-a auzit la baie, a vomitat. După aia iau pe mâini din baie, că nu mai puteam să mă iau din mâini. Pune un pat. I-am dat citant. Aspirină. Am mâncat după jumătate de ori, n-am putut. Am sunat asta, băi. Ușor, ușor. Ai ajuns să crezi că... Știi că mă împrăjeam mai de viața mea mizeră, amore? Că ne-l deau ea să dar la patul dimineața. Când auzeai tu măcar 4 dimineața. Nu mă era cum era. Și acum îmi dau seama, bă, că... Înțelegi? Eu am fost un ipocrit de o viață întreagă, trebuie să recunosc. Ce înseamnă? Nu, eu nu sunt omul care să cred în faptul, în unitate, să cred în fapt. Eu sunt de obicei un spirit mai alone, așa, mai siguratic. Adică nu am pun bază în nimeni, am fost rădat de prea multe ori ca să mai pun bază în cineva. Știi? Și toată viața mea am avut impresia că fiecare mă folosește ca să-și vadă interesul cu mine. Până în punctul în care azi, aveam curs azi, că ieri s-a întâmplat cu spitalul. Ce părere ai de agenția cu care lucrezi, amore? Trei cuvinte. Bună. Ai schimbat-o? Acum am ajuns să văd că oamenii din jurul meu mă înțeleg. Și că într-o oarecare măsură le pasă. Cred că toți oamenii vor să simtă sentimentul ăsta de păsare. Că nu doar partea financiară contează în viața omului și numai bani. Știi? Da. Am făcut la salvare. Am venit în vreo 15 minute, au venit, da? Doi băieți. Unul dintre ei a rămas surprins de faptul că pruncul durmea și avea ploaia atât tare. Și îi spun, zic, n-ai văzut ăștia, nu? La care zice, mă bine n-a să plângă decât să-și ploaie așa. La care eu îi spun, asta crezi tu? Bun. Și la un moment dat iau la spital. Eu m-am gândit că vin și fac ceva acasă și revine. Nu ți-am spus că așa nu s-a nimic. Iau la spital, bă, iau la spital sau asta. Ți-au luat temperatura, tensiunea? Mi-au luat inclusiv glicemia din deget. Ce ți-am luat la inimă, ți-au luat în salvare jos? Mi-au luat în salvare o dată și mi-au luat de 3 ori la spital. Și... Spune doctorul acolo pe hol, e bine să vii și tu la spital. Eu aveam bruncul iar să mănânce. Mâncasă ceva, dar nu mâncasă sature. Ăsta rău de foame, ăsta, că nu-i dai să mănânce, ăsta te ucide. O să prinde până și dacă nu vrei să mănânci. O să faci urmă tot, dacă te-ai pregătit, nu te lasă ca câinele vorba aia. Bun. Lua eu copilul, dă-i cu
să-l bagă copilul în scoică, ăsta mă țăia. Nu mai știam cum picior împingeam scoică așa. Jos, cu altul mă gândeam, portofelul, telefonul prin casă. Măcar prin casă nu mai povestesc. În casă m-am obsedată cu curățenia și în chipul că trebuie să spun în felul următor. Las așa tot, să mă rog de ea, și tu ai ajuns în punctul ăsta în care să mă rog de tine, să le las, să le las, să... Dar de multe ori vezi că și tu și eu nu conștientizăm faptul că noi putem. Da. Vezi? Că tu mă ceri pe mine că mă duc și dau cu capul sub mie de era să-mi picere mor că am, de mi-a picare mor că am botat la alteri, să mă trecută. Și eu la fel, cu tine când spun, bagă-te, lasă-mi, bagă-te, lasă-mi, lasă, lasă că am de spălat, am de aia, am de aia, am de aia. Dar nu să mai putem. Și închipuieți, eu împingeam cu scoica, împingeam cu picior să nu mai... Asta. Caută prin casă, alea, într-un sfârșit, puse copilul în scoică, caută-i căciul ăsta, țăpa, plângea, nu-mi dădea 3 secunde de... Parcă ne-s-o da capul. Îl lua el, puse în scoică. După aia n-aveam lapte, n-aveam apă, n-aveam să fac lapte, nu era, parcă nu era nimic, mă. Îl lua într-un sfârșit, mă ajută jos cu el, pe lângă salvare, eu eram pe lângă salvare. Ăștia erau cu tine salvare înăuntru și eu eram pe lângă salvare. Ăsta era, îl puse în jos cu scoică, îl împingeam cu piciorul. N-aveam portofelul, mă gândeam la spital, acum n-ai bani să plătești parcarea. Doamne, mâncați aștări de tata. Până la urmă, Orbi ieși unul din salvare și însă lasă că merg noi cu la spital și te viști după aia. Urcai sus, urcai sus, mă, loc capul. Ăsta fomita să-mi scoică pe el tot așa, nu mai puteam. Deci câte senzații, la cât am fost eu de impulsiv și de dur. Și spun atate de multe ori, ho, lasă că să faci și tu copii. Ho, lasă că să faci și tu copii, ho. Știi? Că eu am fost sunt om dintr-o bucată, adică pe mine dacă mă calci pe coadă mult, dar nu trebuie să mă calci mult. Că dacă m-ai călcat a prima oară, a doua oară, nu te puneam să mă calci pe coadă. Cred că, nu știu, ceva se întâmplă înainte. Prima oară m-ai călcat pe coadă, spun direct și după aia, nu știu. Să trece la, nu sunt omul care să te păstuiesc mult, să-mi faci rău în timp gen, știi? Când m-ai făcut rău, spun prima oară, după aia trece să rezolvă problema, dacă nu, nu. Adică nu merge așa să-mi albească părul în cap și să te compătimezi cu una într-una. De când cu ăsta? Ce vorbești, bă? Cu ăsta e șeful casei, n-am avut șef în viața mea. Trebuie să recunosc că în acest rând n-am avut șef în viața mea. Până aici. Fomitat în scoica, amore. Închipuiesc ce a fost în sufletul meu când l-am văzut, bă. Tu erai cu salvarea jos. Tu erai cu salvarea jos. Eu umblam cu el pe scări, nu găsam portofelul. Urcă sus, când am sus, fomitat. Plângea că nu mâncase, nu aveam apă să-i fac, nu aveam... Bine că n-am venit cu el la spital, cel mai mare noroc în viață, l-am văzut că n-am venit cu tine la spital. M-a apucat ușor, 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 îmi spune să nu mai vin cu tine la spital, știi? Și numai bine mă gândi eu că stai pe coridorul spitalului, n-ai lapte, ăsta să pișe pe el, mai schimbă, n-ai cum să-l schimbi, n-ai nimic. Și apucă-te, bagă un bilion de dată în el, țipa, chirăia. Am avut momente care am stat în cameră și am plecat. M-am spat pe față, nu am avut. Dar știi că și aia de la Hell's Kitchen. Și tot duce la fesme. Da. A spus să-l las, duce să facă pandice. Pentru că ei sunt conștienți că te aduce în starea din asta de nepoți. Da. De nesum, de nedormit, de luni, de zile. Dar și mai ales că n-ai pe nimeni să ia și lasă-mă să mă duc să fac cafea, să lasă-mă să... E greu, acum vreau să vezi. Prin greutățile trecând, mulți dacă au pe cineva care îi ajută cu copiii, nu-și realizează cât de bun e ajutorul, cât de eficient e ajutorul ăla, știi? Da. Și am impresia că, aaa, gen, știi? Da. Dar nu-i ajuns ajutorul în nicio parte. Păi dacă doctorița s-a mirat când i-a spus că, zice, nu ai pe nimeni aici să stea. Și nu zice, cine să duc copilul acasă? Și zic eu, soțul. Păi și nu ai pe nimeni să te ajute, soțul. Și zic eu, da, decât soțul. Este obișnuită și cu faptul că bărbații nu prea au grijă de copii. Da, și aici tot timpul trebuie să te ajute. Deci, de fapt, fiecare are pe cineva să te ajute, ori mama, ori cineva, știi? Ori soacra vine la tine, îți mai gătește una alta, știi? E bine, da. Ești frumos. Ești frumos. Adică, vreau că viața noastră niciodată nu o să... Eu realizez și încep să mă obișnuiesc cu faptul că viața noastră niciodată nu o să mai întoarcă înapoi la cum a fost. Tocmai din cauza asta,
Mamă, ce-i place de pot să sfătuiesc pe cineva să nu facă copii mai devreme de... Cât am mai devreme de câți ani să nu faci copii? 28, 30 de ani. Cam așa. Nu de alta, dar trebuie să complică cu copii. Depinde, că nu toată lumea așa. Adică? Toată lumea crezi că e ca tine, ține unul, două, ia mama și ține-mi, că eu plec. Înțelegi? Păi tu pleci, dar tu pleci fără el. Eu? Doamne, să vezi ce plângeam pe coridor, Doamne, de dureri, dar mai mult de el, de voi. De el acasă. Că nu știu el ce face. După aia când i-am văzut că l-am certat. Când i-am văzut că l-am certat, după aia ce ai plâns. Cum să nu plâng, mă, de el? Cum să nu plâng, mă, că ăsta e focul meu. Asta e focul meu și dragostea din ea. Da, și rămâsesc cu agenția. Și nu am de pe la 11, cred că, ca așa, că nu pot să mă dau. Ne uitând faptul că m-au iertat pentru greșeala aia. Bă, remorcă picată în bot în Anglia, 90% din firmele la care lucra își dau bani, interdicție, pe viață, sau măcar pe un an, doi sau ceva de genul. Îți dau bani direct. Sau pe câteva luni. Dacă nu îți dă firma la care lucrezi, îți dă firma ca subcontractoare. Adică când merg la fabrica de bere. Pentru că reprezintă un pericol pentru site, pentru firmă, pentru firma la care se lucrează, pentru firma pentru care se transportă, gen, știi? Am avut noroc, bă, băiete, bă. Am avut noroc că mi-au dat, bă, interdicție, bă, băiete. Și... pază pe zonul ăsta. O oră dormea, mă sculam iar. Am zis îmbrăcat aproape. Am zis îmbrăcat, după aia... După aia ce s-a întâmplat? Ai sunat tu pe la... Am adormit pe la vreo 1 noaptea, ceva de genul, adormit, nu mai știu unde dar. Că stare 12, la, cam la 12 pe curcă, ai văzut? Care ceas la curcă la 12 pe curcă? La 1 este ora lui. La 1 e ora lui care trebuie să mănânce. Da, la 12 pe curcă. Da, cred că m-a trezit pe la vreo 1. Ia mai băgat o butel, că și m-a culcat iar. Aparte mă te zi. Că ziua la spital. La spital tu nu mai aveai telefon. La 5. Da. La 4 și eu. Bă, dar m-a bine norocul. De fapt Dumnezeu m-a nu văd niciun noroc. Dumnezeu a fost cu mine că am avut baterie vreo 57%, nu știu ce am avut. Tu mi-a ținut, tu mi-a ținut. Dacă stai pe cineva în spital să-mi cași un pic telefonul. E imposibil. Pe cine? O asistent de ceva, nu contează. Nu îți găsește, știi de ce ăștia nu sunt ca la noi. Mm. Nu e adevărat, nu. Zice că nu poate să ți-l bage, știi din ce cauză? Mm. Că dacă ți-l ia de cineva telefonul, că ei nu stau acolo pe loc. Înțelegi? Nu, încărcătorul să-l ia. Păi și unde-l băgam? Un pic pe acolo, pe acolo. Păi nu aveai priza acolo, era o singură priză, dar ăia treceau cu... Și mă poate spune. Ajung în fața spitalului când dau mesaj. Nu, ce am făcut? M-am trezit, ăsta nu mâncasă. Aia 4 dimineața. Și am știut, nu-i dau să mănânce, mă chelăie de mă înrocește. Dar e 4 ore. I-am spălat repede bidon, m-am spălat bidon, i-am băgat, i-am dat să mănânce 120. După ce am mâncat 120, când să-ți dau mesaj, gata, mi-am să nu mai ai baterie. Că mi-a dat un voice înainte și mi-a spus că nu prea mai ai baterie. Mă gândeam, bă, să nu ies în fața spitalului, să stai frig. Că mă duc și la de acolo lemn, mai ești cum e acum bolnavă. Lemn la de acolo. Așa a început să mănânce ușor. Ai văzut ce mănâncă? E dat în vreo 20 ceva de minute să mănânce. 120. Am plecat la spital, trec prin față la urgență, pe acolo nimic, mai nimic. Mă gândeam să nu mai bag în parcare să vin, să te iau gen direct. A 4-5 dimineața nu era mai pe acolo. Mă zic, mai dau o tură și acum mă bag în parcare. Când m-am băgat în parcare, vine și tu. Sun la firmă. Să le spun că nu vin. Eu curios de ce job am, că m-am gândit că să-l bag și așa, după două ore de somn. Nu poți, bă, să te și jos cu oamenii, să faci bătaie, să le joc. Eu înțeleg că sunt motive medicale, dar la un moment dat să pierd curse, și neapărat că să pierde cursa, că nu o fac eu. Nu se face jobul în sine. Uite câtă varză am sărit din gură. Nu se face jobul în sine care practic reprezintă probleme. Adică firma, cum ar fi Downton,
Trebuie să facă jobul la fabrica de bere, la job, berea, să ajungă acolo. Noi trebuie să rezolvăm problemele astea, și eu, și agenția, și firma. Adică trebuie rezolvate. Și că fac o paranteză, mi-aduc aminte, lucram un patron român, amore, vezi ăștia, mi-au spus să-i sun la 12 noapte, la 2 noapte, la oricând e problemă, să-i suni. Răspund la telefon la orice oră. Tot ca să rezolve probleme. Da, înțelegi? Lucram la un patron român la ora 5, îl sun pe ăsta, că făcuse un contract cu niște rahaturi de pecouri, AS24, cred că erau băgate, urât rău tot erau băgate. Mm-hmm. Nu găsam peco și mă sună ăsta, mă ia cu atitudine din aia, că trebuie să fiu acasă. Avea numai lizi, gura, dar fac nimeni la un an de zile după asta. În fine, sun dimineața la 4, zic ei, avem șofer să acoperim cursa aia dacă nu poți să vii, nu știu ce. Și a zis, bă, dacă aveți șofer, luați-l pe el, man, că eu am 2 ore de somn. Înțelegeți? Deci viața bate filmul, dragi oameni buni. Vă mulțumesc pentru atenție, dați și voi un like puternic, tot, dați și voi un follow pe Insta, pagina de Facebook, Adrian Cox, o distribuire dacă vreți, și abonați-vă pe Haplea pe YouTube. Haplea, unde mai servim câte ceva, mai povestim câte ceva. E greu, dar... Și că trebuie să vă spun. Niciodată viața nu o să mai fie la fel, dar te obișnuiești cu viața asta așa, pac, 3 ore, 4 ore, 8 ore legate, mai frumoasă viața mea. 8 ore legate nu mai există de somn. Și azi dimineață, de la 5, dormire în până la 7-8, 3 ore, mă ridicai, luai copilul, plecai în living, și trebuie să dormi de la 7-8, de la 8, dormi și până la 2 după masă. Trebuie să doarnă că e anemică. E anemică și ea are și pe psihic. Că legătura între mamă și prunc e mai mare. Am ajuns la concluzie. Asta când plânge, vine să plângă și ei. În spital, când l-a născut, dacă plângea copilul, ea plângea și ea făcea mai baby, mai baby, mai baby. Deci plângea și a zis, mă, ce ai, că copilul vine și el cu noi. Era frică să lase copilul acolo unde a născut, că ne muta într-un salon nostru și plângea după el. Înțelegeți? Deci... cum e vara asta? Vă pup, man. Aveți nevoie de trupuri, vă spun, nu drogurilor. Că e greu. Asta e încă o etapă din viața mea care mă face să devin mai trup decât eram înainte. Înțelegi? Adică, mai așa, mai om. Greutățile vieții te fac să devii om. Știi? Adică, poate eram și înainte mai ipocrit decât acum. Acum când văd că lumea începe să mă înțeleagă, cred că adevărul ăla e, adică, refulsia mea era, nu eram de neînțeles. Acum când văd că lumea într-o care mă să începe să mă înțeleagă că am greutăți, știi? Ce trebuie? Și înainte eu mă plângeam. Tot eu mă plângeam înainte și veneam de la muncă, mă băgam 2-3 ore de somn până seara. Tot eu mă plângeam și acum 4-5 ore, veneam de mult. Vă pup, man, vă doresc o zi minunată. Stimă vouă.